Româna, ai ieșit la cumpărături? Da, am ieșit la cumpărături. Și ce vindeți, ce cumpărați? Că tu ești, tu ții și cu unii și cu alții. Vindem produse locale, produse tradiționale, unele, artizanat. Adică? Avem tot mai mulți meșteri populare ai locului, hai să zicem ce pot cumpăra? Miere, bineînțeles, și produsele apicole care apar fiecare lună la târg. Această ediție este una specială pentru că este ediția de Paște. Da, da. Avem multe decorațiuni. Da, aveți turtă dulce de care eu avem nu pot lua. Avem turtă dulce întotdeauna. Doi producători avem la turta amară nu este? Pâinea de casă este. Turta amară nu este? Nu este. No, la următoarea ediție. Poate să inventează, dar și aia. Avem flori, bineînțeles, pentru că este sezonul, a început sezonul de plantări acasă. Tot producător local. Avem siropuri de fructe și din diferite plante. Și cam meșteșuguri? Cam meșteșuguri, avem partea de artizanat cu olărit. Avem familia Fodor deja la fiecare ediție, care are produsele proprii și alte produse aduse din altă zonă. Deci dacă nu reușesc astăzi, cât mai este? Până sâmbătă, mâine deci, inclusiv. Și mâine inclusiv? Standurile rămân până marți, deci s-ar putea să fie. Chiurtă și colaciu, de exemplu, o să steie mai mult. Dar cu siguranță până mâine vor rămâne toți. Păi ce pot să zic, decât... Sărbători fericite, chiar că tu ești unguraică și ai făcut partile voastre. Mulțumim mai demult. La fel, nu, dar să fim sănătoși. Pe toate, pentru că... Așa, ecumenism. Și ecumenism, e vorba de comunitate, sărbătorim împreună. Să rămână, numai bine. O